Deschidem Cartea Domnului la Filipeni, capitolul 4, versetul 8 și 9, care sunt, de fapt, textele pentru, versetele pentru studiul nostru biblic din această seară. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Să ocupăm locurile. Apostolul Pavel ne îndeamnă și în textul acesta să călcăm pe urmele lui. Este un cuvânt foarte interesant în limba greacă. De aici se naște cuvântul a imita. Spune Pavel, imitați-mă pe mine pentru că și eu îl imit pe Hristos. O altă expresie este călcați pe urmele mele, purtați-vă ca și mine, luați exemplul meu. Sunt diferite fraze care pot să înlocuiască acest cuvânt, imitația, imitatio. Imitatio Christi a fost o carte faimoasă scrisă de un om al lui Dumnezeu prin 1100 și ceva, care a fost alături de Biblie secole la rând, a doua carte foarte citită în întreaga Europa, mai ales Europa Catolică. Ei, în seara aceasta avem un cuvânt special pe care îl vom studia, tot ce este curat. Am studiat celelalte, ce este adevărat, ce este vrednic de cinste, ce este drept, și în seara aceasta ne vom opri la expresia aceasta, tot ce este curat. Românul nostru Ion Luca Caragiale avem o expresie foarte faimoasă în limba română, o frază care este rostită destul de des, curat, murdar, coanefănică. Era cineva care totdeauna folosea acest cuvânt curat, nu? Curat, adevărat, curat, așa. Și la un moment dat, coanefănică vorbea despre cineva foarte murdar. Și el zice, curat, murdar, coanefănică. Genghis Khan se pare că a avut una dintre marile lui înfrângeri când toți soldații săi s-au oprit la un râu după o lungă călătorie să-și spele hainele. Și în timp ce își spălau hainele, au fost atacați de dușmani și au suferit o înfrângere extraordinară. Genghis Khan a dat o lege atunci, care este una dintre legile ciudate ale lumii, care spune așa, totul este curat, nimic nu este murdar. Deci din momentul ăla, toți ostașii lui au primit interdicția să-și mai spele hainele. Pentru că prin lege totul era curat și nimic nu mai era murdar. N-aveai voie să speli nimic, pentru că ce să speli dacă era curat? Nu. Dat de împărat prin lege. Trăim într-o lume în care foarte greu deosebim ce este curat și ce este murdar, nu? Pentru că trăim într-o lume foarte murdară. Haideți să studiem puțin cuvântul ăsta. Cuvântul ăsta este hagnos, care înseamnă curat, imaculat, cast, pur, pentru că și-a păstrat trupul curat și nepătat, sincer, neamestecat. Exprimă eliberarea de murdării și impurități. Poate însemna virginitate. O fată curată este o fată care și-a păstrat virginitatea. Înseamnă neîntinat atunci când cineva a respectat regulile sfinte ale, și veșnice ale căsătoriei, să vă păstrați căsătoria și patul nespurcat, patul curat, să vă păstrați curați în această instituție divină. Termenul hagnos poate fi tradus și prin puritate de orice greșeală, imaculat, pur, de orice întinăciune a cărnii, sacru, sfânt, dacă vreți. De fapt, cuvântul vine tocmai de la cuvântul sfânt, nu? Care este hagios, hagios înseamnă sfânt, și hagnos înseamnă curat, imaculat,
vine din această rădăcină a cuvântului sfânt. Iată cum a fost tradus în Bibliile românești. Am consultat vreo 30 din ele, aproape fiecare a tradus curat, n-a fost dificil pentru traducătorii noștri, deși unii au tradus puțin diferit. Iată ce spune Biblia Fidela. Toate cele pure, tot ce este pur, toate cele pure să vă gândiți la ele. Cuvântul viu, Biblia Cuvântul viu, tot ce e pur. Noul Testament, pe înțelesul tuturor, are o frază un pic mai elaborată. Gândiți-vă la acele lucruri care sunt curate. Cam acestea sunt variantele, cu toate că, așa cum spuneam, toate celelalte traduceri ale Bibliei folosesc expresia tot ce este curat. Cuvântul apare însă în câteva versete din Noul Testament și aș vrea să trecem prin majoritatea dintre ele să vedeți unde apare cuvântul acesta. În primul rând, Pavel explică de ce a pedepsit, se explică pentru pedepsirea curvarului din Corint. Știți că în Corint era unul dintre frați care avea o legătură amoroasă, necinstită, nesănătoasă, așa, trăia în curvie și Pavel a pedepsit pe credincioșul acesta. Și iată cum se explică el în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 11. Căci, uite, tocmai întristarea aceasta voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate, voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Cu alte cuvinte, reacția credincioșilor la un asemenea păcat dovedea că ei trăiau în curățenie în ceea ce privește o astfel de relație extraconjugală. Și mânia aceasta care a cuprins comunitatea împotriva fratelui din biserică care trăia neorânduială, dovedea tocmai faptul că erau curați la inimă în direcția respectivă. Când Pavel dă sfaturi femeilor mai în vârstă din biserică, în Tit, capitolul 2, versetul 5, spune așa, spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, deci bârfitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, și aici, cu viața curată, cu viața curată, să fie cinstite, caste, să nu se ocupe de ceea ce nu trebuie, să-și vadă de treburile case, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Când apostolul Iacov vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu care vine de sus, zicea el, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Deci înțelepciunea care vine de la Dumnezeu se referă la lucrurile curate, cinstite, sacre, sfinte, ea este curată. Apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Probabil că ar trebui să studiem foarte profund acest verset, pentru că avem de-a face foarte des în relațiile noastre cu ceilalți frați, care nu toți au o înțelepciune care vine de sus. Și când nu vine de sus, înțelepciunea nu este curată și ne păcălește. Ne fură, ne jefuiește, ne înșeală, eu știu. Avem de-a face cu o înțelepciune care nu vine de la Dumnezeu. Observați, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, prima dată este curată, este sfântă. În al patrulea rând, Apostolul Ioan vorbește că revenirea Domnului Iisus, nădejdea noastră în întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos ne ajută să trăim o viață curată, zice el. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El,
pentru că îl vom cunoaște așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în el se curăță, după cum el este curat. Trăiește în curăție, alege lucrurile curate din această lume. Fuge de murdăria din această lume. În al cincilea rând, în al cincilea verset, îl găsim în Apostolul Petru, care, pentru că el spune la 1 Petru capitolul 3, versetul 1 și 2, despre purtarea soțiilor credincioase, care poate conduce la convertirea bărbaților lor. Acum eu la Florida am primit tema să vorbesc despre mărturia personală a fiecăruia dintre noi și ideea mea a fost, cred, corectă, să vestim, să ne deschidem gura și să spunem despre Hristos altora. Viața noastră nu este suficientă să o citească cineva din jurul nostru. Ei, este o situație însă diferită. Când o femeie credincioasă locuiește în aceeași casă cu un bărbat necredincios, viața ei, deci trăirea ei de o viață, este o mărturie suficientă să-l convingă pe bărbatul ăla să se lase de prostii și să se întoarcă la Domnul. Și Apostolul spune așa, tot astfel nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Se pare că este singurul caz în care poți să câștigi fără cuvânt pe cineva, nu? Da, trebuie să trăiești cu omul la o viață, nu? Prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Deci, din nou, cuvântul acesta, agnos, este folosit aici, curat, trai curat și în temere de Dumnezeu. Și ultimul verset îl spune Apostolul Pavel când declară că el dorește să prezinte Biserica lui Hristos, nu? Ca pe o fecioară curată, zice el, 2 Corinteni 11 cu 2, că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca o fecioară curată. Asta înseamnă tot ce spunea cuvântul înainte, curat, înseamnă și virgin, înseamnă nepătat, înseamnă cineva care și-a păstrat cinstea, fecioria până la capăt. E bine, trăim într-o lume, așa cum spuneam, extrem de murdară și este foarte greu, mai ales în vremea noastră, să ne păstrăm o minte curată și o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Este foarte greu pentru că suntem asaltați de dimineață până seara de reclamă, de informația falsă, de lucrurile murdare ale acestei lumi. Nu e scopul meu să vă șochez, dar sunt conștient acum că ne urmăresc foarte mulți online și studiile astea se transmit și în alte părți. Am să spun câteva lucruri care, cu riscul de a vă șoca, trebuie să le spunem. Și studiul biblic este perioada cea mai bună de a rosti aceste lucruri. Trebuie să vorbim despre asaltul pornografiei asupra purității, asupra curățeniei morale ale creștinului de astăzi. Știți că una dintre fericiri este aceasta, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată. Inima care nu se murdărește cu murdăria acestei lumi, care nu se gândește, nu primește mizeria din jur. Ca să definim pornografia, vine din limba greacă, pornografe, care înseamnă scrierea prostituatelor sau scriere curvească, dacă vreți să este posibil să facem o asemenea afirmație. Vine de la porneo, care este prostituată, nu? Și grafein, a scrie.
Un alt cuvânt este această porneia, care înseamnă curvie, termen general, care include toate formele de imoralitate sexuală. Haideți să vă dau o mică statistică ca să vedeți în ce lume trăim noi astăzi. În iulie 2005, cuvântul porno pe Google a fost căutat de 11,6 milioane de accesări. Deci 11,6 milioane de oameni au accesat pe Google domeniul acesta al pornografiei. Haideți să vedeți ce s-a întâmplat doar în 10 ani. În septembrie 2016 erau 1,94 miliarde de accesări a aceluiași cuvânt, o creștere de 167 de ori în 10 ani. 167 de ori în 10 ani. Nu am statistici la ora actuală ce se întâmplă astăzi, dar probabil cifra este cât datoria Americii, care o avem, nu, de câteva trilioane, 36 sau 32 de trilioane de dolari avem datorii astăzi. Tragedia, știți care este? Că în Statele Unite 79% din bărbați se uită cel puțin o dată pe lună la pornografie. 79%. Femeile sunt mai cu minți, ele numai 64% din femei se uită la pornografie o dată pe lună, se numă o dată pe lună. Ăștia sunt cu minți, o dată pe lună fac prostii. Nu am date despre celelalte care probabil ne-ar îngrozi pe toți. Unii dintre copiii noștri probabil se uită zilnic la ele, că le-am cumpărat telefoane speciale pe care le lăsăm să le ducă în dormitor cu ei. Am spus că în seara asta o să spun niște cuvinte care probabil sunt greu de digerat, dar trebuie să le spunem și măcar în condiții din astea, așa mai suntem mai puțini, putem să le rostim. Pornografia folosește o serie de cuvinte și de termeni în Noul Testament sunt o serie de cuvinte și de termeni care se referă exact la această necurăție a minții și a sufletului omului. Una este necurăție, acatarsia, care înseamnă impuritatea vieții desfrânate, luxoase și risipitoare. Un al doilea termen este desfrânare sau aselgeia, poftă neînfrânată, exces, desfrânare, scandal, nerușinare, absența reținerii morale ale omului. Găsim în Efeseni 4:19 cuvintele care spun așa: ei și-au pierdut orice pic de simțire, orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Este exact cuvântul acesta aici, desfrânare. Un alt termen foarte des găsit în scrierile Noului Testament este pasiunea poftei, patos, afecțiune excesivă, pofticioasă. Există două versete care vreau să vi le citesc. De aceea spunea Apostolul Pavel în Coloseni 3:5: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Foarte des noi ne oprim la lăcomie și credem că asta e vorba numai de lăcomie de bani sau de averi. Este vorba de lăcomie aici, asupra acestor pofte care sunt înșiruite în Cartea Domnului, curvie, necurăție, patimă, poftărea și lăcomia de aceste lucruri, care este o închinare la idoli. Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4:5 spune așa: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei. Pasiunea poftei, aprinderea poftei, nu? Nu în aprinderea poftelor,
poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și ultimul termen care îl găsim în Noul Testament este dorința rea, epitumia, o dorință rea pentru ceea ce este interzis, care este de fapt și pofta nelegiuită care zace în mulți oameni. Haideți să vedem ce se întâmplă cu pornografia asupra minții omului. Ce se întâmplă cu mintea acelui om care se uită la filmele alea pornografice, care caută imaginile acelea, așa. Haideți să vedem ce spune, ce se întâmplă cu mintea acelui om. Apostolul Pavel în Coloseni 3:5 spune: de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Omorâți-le astea, luptați împotriva acestor lucruri. Un alt verset care merită să-l citim aici este în Tesaloniceni 4:3-5. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Se pare că un prim efect al pornografiei, ea creează dependență. Așa cum, de exemplu, jocurile de noroc la casino creează dependență, pentru că ele pornesc o anumită, cum este dopamina, de exemplu, în creierul omenesc, și este un drog. Practic te droghezi cu propriul tău drog pe care îl fabrici la fața locului. Când cineva se uită la pornografie, creierul produce acest drog care se numește dopamină și omul se simte bine. Se simte bine. De aceea el este un drog care te duce la dependență. Începi să depinzi de drogul acela. Ești practic un om dependent de droguri. Funcționează foarte mult ca heroina, drogul acesta, pentru mintea omului. Ca și drogul, heroina. Efectele este că omul devine desensibilizat față de relațiile normale ale vieții. Este sensibilizat la pofta care acum este stârnită de imaginea aia de pe ecran pe care el o vede, nu despre lucrurile reale, și are o voință practic înfrântă. El este deja cu o voință călcată în picioare, nu mai are niciun pic de voință. Ca un bețiv care este atras de, eu știu, de băutura după care umblă tot timpul. Haideți să vedem ce se întâmplă cu mintea omului care vizionează această pornografie. Vizionarea de filme porno duce la scăderea satisfacției sexuale normale a omului. Vizionarea pornografiei te deconectează de la relațiile reale. Tu trăiești într-o altă lume care nu este reală și tu ești deconectat de lucrurile reale. Te degradează viziunea și modul în care vezi femeile. Femeile încetează să fie o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci sunt obiectele care îți vor produce ție plăceri în viață. Vizionarea pornografiei te desensibilizează la cruzime. Se pare că marii criminali care au fost condamnați, cum a fost Ted Bundy, de exemplu, el a început să disprețuiască și să urască femeile vizionând foarte multă pornografie, de aia a ajuns să omoare câteva zeci de femei în viața lui. Desensibilizează mintea la față de cruzime. Pornografia te face să vrei mai mult pornografie, pentru că, ziceam, drogul acesta cere stimulente tot mai multe și tot mai dese. Vizionarea poluează mintea omului cu imagini murdare. Ascultați-mă, orice vedem
imaginea aceasta care, mă rog, vedem un lucru, o persoană, un obiect, stăruie în mintea noastră foarte puțin. Dar în momentul ce vedem o imagine pornografică, dopamina care se declanșează fixează imaginea aceea pe creier multă vreme, uneori zile în șir. Acum, unul dintre copiii lui Noe, când tata era beat, nu, spune că s-a întors invers, să nu-l vadă pe tata când l-a acoperit, pentru că probabil ăsta știa că imaginea aceea murdare va stărui în minte pentru mulți ani de zile. Ascultați-mă! Când vă uitați la imaginea aceea a murdare, știți când o să vă le aducă diavolul? Când vă rugați. Când vreți să citiți Biblia. În momentele intime cu Domnul, atunci imaginele acelea vor ieși din nou pe ecranul minții tale. Pentru că ele stăruie acolo, au fost fixate cu dopamină în memoria creierului tău. Vizionarea desensibilizează mintea la spiritualitate. Cu cât mai multă pornografie vizionezi, te vei ruga mai puțin, vei citi mai puțin Scriptura, vei merge la biserică mai puțin, vei fi mai puțin interesat de cele spirituale. Este o garanție a îndepărtării de Dumnezeu și de lucrurile spirituale. Haideți să vedem câteva sfaturi practice, pentru că lucrul acesta este extrem de răspândit în societatea în care noi trăim. Suntem invadați uneori pe e-mail-urile care le primim de reclame de la toate prostiile din lume. Aproape zilnic, dacă nu tot la 2-3 zile, primești un mesaj telefonic de la vreo femeie de care n-ai auzit în viața ta. Uneori e de treabă și îți trimite și o poză, nu? Te întreabă ce mai faci, cum ești, vrea să intre în vorbă cu tine. Suntem asaltați de dimineață până seara cu lucrurile astea. Haideți să vedem câteva sfaturi foarte practice, cum să biruim această murdărie care ne invadează în continuu. Din păcate, copiii noștri au acces la Facebook, au acces la TikTok mai ales, unde imagini erotice, filmulețe de toate soiurile le ocupă ore în șir din viață. Păstrează-ți inima curată. Iată ce spune Iacov 4:7-8. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Curățați-vă inima, curățați inima, nu lăsa să intre murdăriile astea în mintea și inima ta. Păstrează-ți inima curată. Sfatul numărul 2, fă un legământ cu ochii tăi. Stabilește ce nu vei face niciodată. Iov la 31:1 spunea, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Nu m-aș fi uitat după o fată, după o fecioară. Nu m-aș fi uitat după o femeie, practic, spunea Iov. A făcut un legământ. Fă un legământ cu ochii tăi să nu te uiți după aceste lucruri. Psalmul 101:3 spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Dom'le, dacă știi foarte bine că lucrurile astea sunt rele, de ce le pui înaintea ochilor tăi? De ce îți murdărești mintea cu ele? Fă un legământ cu ochii tăi, stabilește că nu o să te uiți la asta niciodată. Din moment ce ne-am cumpărat un computer, era în 1986. Ne-am cumpărat un computer, bineînțeles, nu era internet pe vremea aceea deloc. Copiii s-au dus la școală și au spus la colegi că iau computer acasă și i-au întrebat colegii, și ce faceți cu el? Nici măcar americanii nu prea aveau computer pe vremea aceea. Ei, computerul a devenit unul dintre obiectele comune în toate casele. Unii aveți mai multe decât trebuie.
Apoi au venit televizoarele, au venit telefoanele și telefoanele au început să fie tot mai deștepte, nu-i așa? Ultima dată cineva a spus că un telefon din ăsta pe care îl avem noi acum este de câteva sute de ori mai puternic decât computerele care au trimis primii oameni pe lună. Gândiți-vă! De câteva sute de ori mai complex și mai puternic decât computerele care au dirijat primul zbor pe lună a oamenilor. Țin minte că eram în casa unui păstor undeva într-un stat, nici nu vreau să spun numele, și am locuit la tatăl păstorului acasă, un frate mai în vârstă, de fapt era cu 4-5 ani mai în vârstă ca mine, dar avea un iPad. Nu? iPad, era specialist în umbla, vedea toate felul de biserici, programe pe iPad, nu? Fiind la o cafea dimineața cu el, era cu iPad-ul lângă ceașca de cafea, îmi permit să-i spun chestia asta, că iPad-ul ăsta a lui e de câteva sute de ori mai complex decât computerele care au trimis primul om pe lună. După care am avut surpriza vieții mele. Ce frate, dragă, cum poți să crezi o prostie ca asta? Cum să meargă oamenii pe lună, domne? Și vorbe așa ceva. Atunci mi-am dat seama imediat că trăim într-o lume foarte bizară. Folosim ultima tehnologie, nu? Dar nu știm de ce e în stare tehnologia asta, cât de puternică e și ce se poate face cu ea, nu? Putem să trăim cu secole în urmă în mintea noastră și cu atât mai periculoasă este tehnologia aia, pentru că nu ne dăm seama cât de puternică este ea. Numărul 3. Rupe cercul vicios al poftei, al ademenirii păcatului. În primul rând, studiază să vezi ce se întâmplă, cum de ajungi în sfera respectivă. Rupe cercul acela vicios. De aceea spunea Pavel în 2 Corinteni 6, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat. Nu vă atingeți de ce este necurat. Eu voi fi tatăl. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Eu voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Ascultați, zice, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că ar trebui să ne pocăim și să întrerupem imediat orice contact cu pornografia. Trebuie să ne pocăim și să ne îndepărtăm imediat de această sursă de contaminare a minții și sufletului nostru. Trebuie să știți că există organizații creștine care ne pot monitoriza toate navigările noastre pe internet. Eu ani de zile am fost abonat la o asemenea organizație. Tot ce a venit prin computerul meu a trecut prin filtrul acelei organizații și din când în când am primit câte un e-mail și mi-a spus, vezi că la e-mailul nu știu care au fost niște cuvinte urâte, uneori erau folosite de frații noștri în scrisorile care mi le trimiteau. Dar această organizație îmi curăța și mă atenționa de murdăria care intra în computerul meu. Dacă trebuie, apelați la asemenea organizații ca să vă puteți menține o inimă curată. Într-un scroll pe ecranul computerului meu, mi-am pus ani de zile, acest computer este dedicat Domnului și lucrării sale, scris mare, așa care ori de câte ori se venea timpul, venea prin fața ochilor să-mi aduc aminte că acel computer era dedicat Domnului. Faceți aceste lucruri care să vă ajute să vă feriți de această murdărie.
dați socoteală cuiva de curăția personală. Aveți un prieten bun, om de încredere, care știți că nu vă spune, nu vă predică, nu scrie pe Facebook sau nu știu, nu se întoarce împotriva voastră, nu? Și cereți-i ajutorul. Dați-i voie să vă pună întrebări incomode. Spune, uite, îți dau voie în fiecare săptămână să mă sun la telefon și să mă întreb la câte site-uri pornografice te-ai uitat săptămâna asta. Ce imagini murdare ai văzut, nu? Dă-i voie cuiva să te tragă la răspundere. 3. Nu vă izolați de familie. Puneți computerul la vedere, puneți în dining room undeva și mai ales nu-l oferiți copiilor în dormitoarele lor. Așa? Nu luați în dormitor telefoanele, tabletele, nici televizorul măcar. Dormitorul e un loc unde se doarme, ok? Nu le luați sursele astea în dormitor cu dumneavoastră. Folosiți rugăciunea pentru a rezista ispitelor pornografice. Roagă-te lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu când apare această ispită, pentru că Dumnezeu îți oferă și calea să evadezi din ea. Odată cu ispita, îți dă și ușa de a fugi din calea ispitei. Citiți regulat și meditați la cuvântul lui Dumnezeu. Asta te va păzi, îți va păzi mintea curată, plină de cuvântul lui Dumnezeu și nu de murdăriile acestui veac. Luați aminte la mustrările conștiinței și nu le ignorați. Uneori ele sunt inspirate de Domnul, vin de la Duhul lui Dumnezeu care spune nu-i în regulă, treaba asta nu-i în regulă. Ia aminte la aceste mustrări, ascultă de ele, luptă împotriva răului, a murdăriei care vrea să intre în viața ta. Supuneți-vă adevărului Dumnezeu și încredeți-vă în Domnul că vă va binecuvânta să trăiți o viață sfântă. Se poate trăi o viață sfântă, se poate trăi în afara acestor ispite, acestor murdării care vor să intre în viața noastră. Când Apostolul Pavel spune tot ce este curat, cuvântul vine exact de aici, din această zonă. Fugi de toate lucrurile care nu sunt curate, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nu lăsa să intre în viața ta aceste lucruri. Păstrează doar ce este curat. În concluzie, câteva lucruri pe care vreau să le menționez. Numărul 1, Domnul spune un lucru care ar trebui să ne preocupe foarte mult. Zice, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Matei 5:28. Pe vremea Domnului nu prea era pornografie, nu erau computere, nu erau altele, nu? E adevărat că în teatrele romane mai degrabă era pornografie și destrăbălări pe scenă, nu? Creștinii nu se duceau acolo. Femeile din lumea înaltă romană se duceau mai degrabă la sinagogi decât la prostiile alea la care mergeau bărbații lor, nu? Lumea n-a fost curată niciodată, indiferent cum a fost ea, în ce epocă a fost ea. Dar satana a creat mijloace de răspândire a murdăriei din ce în ce mai sofisticate. Și gândiți-vă că atunci când vă uitați la imaginele acelea de pe ecran, nu? Amintiți-vă că Domnul a zis, cine se uită la o femeie ca să o poftească, nu? A și precurvit cu ea în inima lui. Asta poate fi aia de pe ecran. Să știți. Nu neapărat aia de pe stradă sau aia pe care o vezi pe geam. Asta e un alt geam acum pe care te uiți. Un alt lucru care probabil că va șoca pe mulți este că imaginea pornografică se întipărește în minte pe timp îndelungat, așa cum spuneam, și diavolul o va relua de acolo, nu, retrieve it, din memoria creierului tău, exact în momentele intime ale tale cu Domnul, nu? Și îți va pângări timpul de rugăciune, timpul de citit Biblia, pentru că imaginea aceea va veni înaintea ochilor tăi. 3. Există o corelație între ochi și mână.
foarte mulți, am auzit chiar creștini, că nu există în Scriptură nicăieri împotriva masturbației, de exemplu. Este, uite aici, ascultați versetele astea și am să vi le pun aici. Zicea Domnul Iisus, dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, deci te duce să te uiți la filmul ăla pornografic, nu? Așa. Scoate-ți-l și leapă-te-l de la tine, căci este mai în folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Și apoi, următoarea frază. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, probabil cazi în păcat după ce ochiul tău s-a uitat unde nu trebuie, ok? Este o corelație perfectă aici, așa? Tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat o trupul în ghienă. Iată ce spune Biblia despre lucrurile astea. Numărul 4. Caută tot ce este curat. Ferește-te de murdăria acestei lumi. Fugi de ea. Blochează-o unde poți. Dacă nu ai alte modalități, sparge ecranele alea, aruncă-l cine știe unde. Imagine te va urmări în casele altora, de exemplu, nu? Te va urmări pe stradă, în afișe, peste tot în lumea asta murdară în care ești. Este greu să-ți păstrezi o minte curată, dar trebuie să ne-o păstrăm, să căutăm ce este curat. 5. Evită localurile, spectacolele, filmele care promovează murdăria. Nu te mai du la Las Vegas, lasă-l în pace. Sunt și alte locuri frumoase în care te poți duce, nu? Lasă spectacolele alea de ochiate. Lasă filmele alea care promovează murdăria. Acum este greu să mai găsești unul care nu are murdărie în el. Dar ai remote, poți să treci peste scena aia imediat. Treci mai departe, nu te uita la ea. 6. Cere ajutor dacă nu poți singur. Dacă în domeniul ăsta ai o luptă majoră, cere ajutor. Găsește frați, prieteni de încredere care se vor ruga și vor posti împreună cu tine să te ajute să biruiești momentele acelea. Și ultimul, nu uita că pocăința și rugăciunea sunt armele împotriva răului și împotriva murdăriei. Roagă-te mai mult, pocăiește-te, citește Scriptura, apropie-te de Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruință. Vă mulțumesc pentru atenție, știu că a fost o seară grea și pentru mine a fost grea să spun aceste lucruri, dar mă gândesc că este momentul să le spunem și trebuie să le spunem și de dragul altora care ne urmăresc și care ar avea și ei nevoie de ajutor în acest domeniu. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm și v-aș invita să ne rugăm pentru tineretul din casele noastre, din biserica noastră, care este extrem de asaltat de pornografia și murdăria acestei societăți în care noi trăim. Să ne rugăm!